Asistenta, ti fac un calmant. Și să le spun ceva. Cui? Spuneți. Voi să mergeți să transmiteți ceva, un mesaj din partea mea. Spuneți că se va transmite și la televiziune. Da. Aș vrea să aveți și înregistrat și filmați în comitet. Da. Mă numesc Marga Rodica, de la ICS Timișoara, Alimentara. În ziua de duminică mi-am apărat magazinul, mergând de la magazin spre casă. Trupele de securitate au tras în noi fără să ne someze. Am avut frați și surori reținute în penitenciar. Au fost eliberați după 3 zile, bătuți, schinjuiți. I-au lovit în față cu paturile de arme. Eu stau acum aici în acest spat, dar în numele colegilor mei de la ICS Alimentara și din partea conducerii de la ICS Alimentara, mă alătur voi tinerilor din Timișoara și din toată țara. Ne alăturăm pentru marea revoluție. Vrem un trai și o viață mai bună. Vrem tinerii să fie liberi. Vrem ca totul să fie bine. Vrem de azi înainte, vrem pâine. Vrem totul să fie bine și să fim fericiți. Nu mai vrem dictatură. Nu mai vrem nimic rău în țară. Vrem ca Ceaușescu să fie judecat aici, în Banat. Vrem să mulțumim în numele tuturor bolnavilor, alături de Adriana, care se regăsește lângă mine, să mulțumim directorului Petrescu de la Spitalul de Ortopedie și doctoriței Ței, cu care m-a operat și care peste nu mult timp mă va opera din nou, fiindcă este necesară a 3-a intervenție chirurgicală din cauza celor 2 groanțe care m-au străpunți. Îi mulțumesc din suflet și ne alăturăm tot spitalul de aici. Ne alăturăm vouă celor din Piața Operei și vă ajutăm de aici, din interiorul spitalului, cu sufletele noastre și cu graiul nostru, să fiți tari și să mergeți înainte, să rezistați. Nu acceptăm trupele de securitate, nu le acceptăm. Am înțeles că au făcut cerere de acceptare, nu le acceptăm, nu-i vrem. Vrem ca armele să fie distruse și vrem un moment de reculegere pentru cei 4.000 de morți. Vrem ca morții noștri să fie identificați. Mitte Dezember 1989 war es in Temeswar zu Demonstrationen gekommen. Die Proteste richteten sich zunächst gegen die Absicht der Regierung, den Pastor Laszlo Tökös aus der Stadt zu verbannen, dann gegen Ceaușescu. Am 17. Dezember schossen Securitate, Miliz und Armee auf die Demonstranten. Die Opfer wurden weggebracht. Sie blieben verschwunden. 2 Tage später gingen Zehntausende auf die Straße, als gäbe es nichts mehr zu verlieren. Immer größere Zahlen kamen in Umlauf, um die Toten zu beziffern. Die allgemeine Erwartung, die Gewissheit des Bösen, prägte die Wahrnehmung so sehr, dass Leichen eines Armenfriedhofs mit denen des Aufstandes verwechselt werden konnten. Zu der Zeit, an dem Tag, die dem Bild eingeschrieben sind, verfolgt eine Amateurkamera vom Fenster eines Studentenheimes in Temeswar die Demonstranten, die ins Zentrum ziehen. Die Kamera ist gefährdet. Um aufnehmen zu können, ist sie oben geblieben. Sprechchöre, manchmal zu verstehen, hallen herüber. Das Bild im blauen Winterlicht ist zweigeteilt. Die Wände im Vordergrund und die Handlung im Hintergrund stehen in getrennten Zeiten. Das Bild ist ungleich zweigeteilt.
Den Hauptanteil hält der Vordergrund, dem die Aufmerksamkeit nicht gilt. Das Ereignis ist in den Hintergrund entrückt. Die Kamera geht an das Ereignis so nah heran, wie es das Objektiv erlaubt. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Um die gefährdete Macht zu behaupten, trat Ceaușescu auf einer Massenkundgebung auf, eine, die er sie seit 25 Jahren abhalten ließ. Das Fernsehen überträgt. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Hier schaltete sich das Fernsehen aus. Die magnetische Aufzeichnung im Übertragungswagen lief weiter und registrierte dies. Die Kommandokommunikation vom Herrscher zum Volk war zusammengebrochen und als wäre eine Leitung gestört, rief Ceaușescu: Hallo! 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 Liniște! Stai! Alo! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Die Kameramänner hatten Anweisung, bei unvorhergesehenen Vorkommnissen zum Himmel zu schwenken. Alo! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Alo! An dieser Stelle schaltete sich das Fernsehen wieder ein, zunächst stumm. Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Stați liniștiți!
vorbește-ne. Alo! Încă o dată! Doresc... An dieser Stelle wurde der Ton zugeschaltet. ...că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale. Kommen wir auf den Beginn der Störung zurück. Was war geschehen? Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București. Etwas fesselt seinen Blick. Aceasta. Ein Schreien schwillt an. Seine Rede bricht ab. Die Kamera wackelt. Eine technische Störung. Die Übertragung wird unterbrochen. Was war geschehen? Eine Filmkamera der Wochenschau konnte ein paar Momente der Unterbrechung festhalten. Hier ist die Kundgebung noch im geordneten Gange. Menschen vor einem Eingang des ZK gedrängt. Im Hintergrund strömen viele vom Platz fort. Im Vordergrund auf den Balkon zu. Hier ist die Ordnung vorläufig wiederhergestellt. Auch diese Aufnahmen geben keinen Aufschluss, worin eigentlich die Störung bestand. Ceaușescu setzte seine Rede fort. Informez pe dumneavoastră de o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. In seiner Wohnung schwenkte ein Kameramann seine Amateurkamera auf die Straße, um zu sehen, ob die Störung eine Fortwirkung zeigte. Stimați telespectatori, am transmis direct din Piața Republicii, marea adunare populară a oamenilor muncii din capitală. Der Mann, der eben von seinem Fernseher auf die Straße geschwenkt hatte, trug seine Kamera auf die Dachterrasse eines Hochhauses am Universitätsplatz. Liebe, 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 Liebe.
Dieselbe Kamera, ein paar Blocks weiter. Die Kamera war auf die Dachterrasse am Universitätsplatz zurückgekehrt. Im Dunkel der Nacht wollte der Kameramann den Bildern mit Worten nachhelfen. Un'immagine sito universitatii cu lumânare aprinse. Informăm că ministrul Forțelor Armate a acționat ca trădător împotriva independenței și suveranității României și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Facem apel către toți cei care își iubesc țara și poporul să acționeze cu cea mai mare fermitate împotriva oricărui trădător. Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni și a informat fals în legătură cu situația din țară, nespunând nimic despre crimele și distrugerile din Timișoara. An diesem Morgen beobachtete eine andere Amateurkamera in der Innenstadt die Gegenüberstellung von Demonstranten und Ordnungskräften. Okay.
Ce? Ochelari. A. Ți-au sărit ochelari. Ce-i acolo? An den Rändern ihrer Bilder ist festgehalten, wie die Armee über die Köpfe der Securitate-Truppen hinwegschießt und diese flüchten. Da flüchten sie mit ihren weißen Schilden. Dieser Weg führt zum Fernsehsender. Und dieser Weg führt zum Platz vor dem ZK. Diese Bilder nahm eine professionelle Videokamera auf, die dazu bestimmt war, die Auftritte Ceausescus zu protokollieren. Am Vortag hatte aus selber Position die Kamera der Wochenschau die Unterbrechung der Rede in Momentaufnahmen dokumentiert. Indem sie etwas von der Störung erhaschte, hatte sie als erste die Seite gewechselt. Mehr aus Neugierde, denn aus Entschluss. Die Kamera, die vorhin die Verbrüderung von Demonstranten und Militär aufgezeichnet hat, ist jetzt auf dem Platz vor dem ZK angekommen. Vom Balkon fliegen die Bücher. In der Luft das Geräusch eines Hubschraubers. Dieser Kamera gelingt es, den Augenblick festzuhalten, in dem die Ceausescus fliehen. Eine Vergrößerung identifiziert Nicolae und Elena Ceausescu.
Von günstigerem Blickpunkt aus konnte diese Kamera den Abflug des Hubschraubers ausführlich verfolgen. Zwei Zentren bilden sich heraus. Der Platz vor dem ZK und das Fernsehen. Als die Demonstranten das Fernsehen erreichten, war es zwei Kameramännern gelungen, aus dem Wartungszimmer eine Kamera unter der Jacke herauszuschmuggeln. Unten am Eingang fiel den beiden Kameramännern ein Mann auf, der sich vor der Wache als Oberst auswies, was er später bestritt, und der den Direktor zu sprechen verlangte. Să vină și corpul tehnic, convocați corpul tehnic, care să asigure de aici, să vină cu mine. Așa. O să sun la 428, să ia baterii de la Gheorgheu. Da, aici. Hai, ce fac? Unde sunt, tovarăși? Să vină în pace. Cine sunt? Unde sunt? Acolo. Cine este? Vă rog să fiți lângă mine. Da. Dumneavoastră, așa, deci rugămintea mea, ascultați-mă. Apel la liniște. Exact. La liniște și ordine. Rugămintea mea e. Tovarăși, să ne purtăm. Am venit aici să salvăm această instituție foarte importantă pentru statul nostru. Să salvăm onoarea României. Salvăm onoarea României. Perfect. Vă rugăm în liniște și în ordine, altfel nu facem nimic. Și apelul nostru trebuie să fie în acest sens. Corect. La liniște, la ordine. Așa, avem nevoie. Trebuie să-i stăpâniți. Avem nevoie de, da, de armată să restabilească ordinea, domnule, aici, că noi nu putem face nimic. Nu se poate face. Sunt și alți comandanți care și armata e alături de noi. S-a împușcat. Da. Asta o să mergeți dincolo. Da. Sunt toți adunați în partea aceea, veniți în partea aceea. Decizia să filmeze. Ce vreau să vă rog? Timpul este scurt, tovarăși. Să trecem la fapte, la treabă, mai bine zis. Avem nevoie de dumneavoastră să comunicăm cu toată țara, să transmitem ultimile știri, că în țară încă se mai varsă sânge. Sibiu, nu le mai repetăm, se știe! Deci avem nevoie să puneți televiziunea la dispoziție. Da. Poate așa de bine capăt. Să facem un apel ordonat. Un apel. Uite, asta vreau. Dorim organele militare, pentru că noi nu putem face ordine și eu am și o debandată și se poate lungi așa foarte mult. Stați-mă, da? Dacă tinerii care sunt în curtea acestei instituții așa văd militare,
S-ar putea să creadă că este nu. Nu, 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 în momentul aici, ăsta două... Da, provizoriu, să comunicăm cu mulțimea. Să-i liniștim, domnule. Da. Dați-vă rog o dispoziție. Să facem o autorizare. Simbol al libertății. Să știe. Iertați-mă. Simbol al libertății. Liniște, vă rog. Vreau trei tehnicieni sau de la corpul tehnic să vină cineva cu mine. Sunt acolo, o să-i aveți acolo. Vino cu mine, acolo. Să vorbească la noi. Ce să vorbim? Păi nu trebuie să șirați, eu. Păi, haideți să mergem. Sunt masele jos, domnule, și să nu distrugă televiziunea, domnule, că e bunul nostru. Să împiedicăm, deja toate fac. Nu știu unde sunt toate lucrurile astea. Degeaba mă duc acolo, dar ce mai oprit? Stați în dreptul ei, că altfel se închide ușa. Stați în dreptul ei, că se închide ușa. Ce mai oprit? Spuneți-mi ce intenție aveți, da? Ca să știu, Intenția să deschideți posturile. Păi da, luăm armata, da. Este cu noi, domnule. Da. Cerem sprijinul armatei ca să se restabilească ordinea, că nu putem face nimic. Este un haos. Hai la mine. Să chemăm pe comandantul București. Domnul, chemăm aici. Se comunică evenimentele din București. Deschideți postul. Se știe, domnule, noi vrem cerem sprijinul armatei să se restabilească ordinea. Armata este deja cu noi. Armata cerem să nu mai fie vărsare de sânge și de mai dolo și confuzie. A fost, frate, tot. Nu am intrat aici nu pentru. Mai salvat televiziunea, te rog frumos. Te rog frumos, vino cu pace. Vino cu pace, că nu acolo. Telefoanele sunt aici. Acolo doar 3 inci poate să intre. Dacă vine tot cu de oameni, am nenorocit. Vino cu pace cu mine. Nu intră nimeni în studiu. Asta e direct. Uitați aici. Tovarăși, ascultați-mă. Sunteți mulți tovarăși care lucrați în televiziune. Sunteți nevinovați. În acest haos se poate întâmpla orice, se poate vărsa sânge din nou. Noi vrem să vă salvăm și viețile dumneavoastră. Ai încoace să spun. Eu unul personal. Trebuie să știți niște lucruri care sunt foarte importante și obiective. Știți cât sânge s-a vărsat până acum? Dar nu se poate 2-3, nu? Nu, nu. Vine, vino cu acela. Și mergeți, vă rog, cu camera înainte. Te rog frumos. Cine îl face? Cine? Stai, domnule, să vorbim doar acum. Vreau, domnule. Stai, mai frate, să discutăm. Was gab es zu besprechen unter Ausschluss der Kamera? Der Direktor gibt an, er habe mit dem Besucher technische Einzelheiten erörtern wollen. Und dieser gibt an, der Direktor habe gesagt, er solle sich heraushalten, die Karten seien gemischt und das Spiel liefe. Die Kamera wartete im Fahrstuhl. Und dann fahrte der Treppe. Acum treci pe filtrul 1. Filtrul 2. Filtrul 2. Poporul a învins. Armata română a trecut de partea noastră. Apelăm la toți cetățenii patriei noastre, de orice naționalitate, iubitori acestui pământ. Ofițeri, soldați ai Ministerului de Interne. Nu știți politică, iubitule! Armata de partea noastră nu înseamnă că și guvernul de partea noastră. Tancurile s-au retras la bază. Nu luați lucrurile în joacă. Faptul că sunteți aici nu înseamnă... Apelăm la ei! Apelăm la toți cetățenii patriei noastre. Trebuie să le dai program. Da. Programul Marie. Iubitorul acestui pământ. Alăturați-vă
Arătați-vă eroicului. Am o rugăminte la tine. Așa, bun, e regulă. Faci primul anunț. Faci primul anunț. Și eu vom anunț programul. Eroic, poporul român. Urmează proclamația și programul. Orice moment e foarte important. Liniște puțin. Liniște puțin. Eroic, poporul român. Liniște puțin. Liniște puțin. În clipa în care intrăm în emisie, 23 de milioane de oameni sunt cu ochii și cu urechile pe voi. Nu mai scoate nimeni niciun cuvânt. Faceți primul anunț. Primul anunț îl fac eu. După care Mircea Dinescu, care lucrează la proclamație. După care se va redacta proclamația. Dați prin plan Mircea Dinescu. După aceea, nu, se face pauză. Când sunteți gata? După primul anunț se face pauză. Peste un sfert de oră vom da un anunț. Peste un timp scurt. Peste un scurt timp. Lăsați-vă care. Deci anunțul, liniște, liniște. Anunțul, după care pauză, liniște. Hai, Mircea. Te prezint și tu spui, arăți, arăți că lucrezi. Da. La un apel care nu așa. Să înceapă Caramitru că-l cunoaște lumea. Da, corect. Liniște! Atențiune, vă rog! Peste 5 secunde intră în emisie. 5, 4, 3, 2... Fraților! Fraților, mulțumite lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți și dorim ca tot poporul român, de orice naționalitate, care a luptat cu arma în mână, în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm, iată-l pe Mircea Dinescu, care să vă spună. Spune, ce faci? Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română. Către eroicul popor român. Victorios! Victorios! Am învins! Am învins! Am învins! Am învins! Dar cum a ajuns Roman acolo, băi? Nu știu, domnule. Era parte cu mulțimea. Gândul meu se îndreaptă spre acei care sunt acum în închisori, disimulați sub infracțiuni de drept comun. Să se dea amnistie tuturor celor care se află în închisori. Să se revizuiască situațiile judiciare ale celor de curând arestați. În același timp vreau să adresez un apel poporului nostru. În momentul acesta, ochii lumii sunt îndreptați asupra noastră. Trebuie să arătăm că suntem responsabili, că suntem un popor care cunoaște ordinea, cunoaște ierarhia și legalitatea. Verificarea și condamnarea tuturor celor care au activat în acești ani împotriva noastră. Evidențiază faptul că armata a tras în popor, înseamnă că va fi rău și pentru armată în ansamblu ei și pentru fiecare comandant de subunitate și militar în termen care a executat un asemenea ordin.
După informațiile pe care le avem, au murit copii, au murit oameni bătrâni, au murit femei. În același fel, tovarășului general Rusu. Opriți, mă cer. Nu știu ce va fi mai departe. Îmi pare foarte rău. Sigur că cei întrept vor cerceta împrejurările în care a murit prietenul meu, generalul Milian, ministrul apărării naționale. Ne temem însă că scapă cumva de pedeapsa noastră Nicolae Ceaușescu, Lorena Ceaușescu, Nicu Ceaușescu. Atenție! Clica de trădător Bobul, Badea, Dincă. Atenție cei care au slujit imediat Cățelan, Rimedeascu, Dăscălescu. Toți aceștia trebuie prins, judecați și condamnați la moarte dacă trebuie. Bă, dar n-am văzut un militar, bă, mâncați așa. Păi cine mai între aia s-au băgat? Militare au primit, au fost... Consemnați în cazări, da? Militare, nu suntem, nu suntem demobilizați, bă. Trebuie să-l cheamă pe ala de unde o fi, să vină, dacă... Atât am băgat, adică a fost o grăbată... A fost o grăbată de oameni care... Mi-a fost frică de un idiot. Până n-au murit unii, n-am scăpat. Nu mai deschide de altă să face curând, dar... Eu știu și pe mama asta. Mama, nu vine să crezi, bă, frate. De ce nu vorbești? Hai să trăim, mai noștri. Atâta! Atâta! O să spui dinții acum! Că n-ai avut bani, băcați aici. Profan, dimisia guvernului!
Weil das Fernsehen erst jetzt sendebereit war, musste der Premier den Rücktritt wiederholen. Sucht nach den neuen wichtigen Männern. Hier im Gedränge will sie Ion Iliescu erfassen, ehemals ZK-Mitglied, später in Ungnade gefallen. Über die letzten 10 Jahre hat er in der Bevölkerung weithin als Gegenfigur zu Ceausescu gegolten. Er ist auf dem Weg zum Balkon. Au fugit aia de la poartă. Da? Au venit un vecin la mine și mi-a spus: domnule, au fugit. Am ieșit, nu mai erau, că erau două mașini. Și că am ieșit venea coloana acolo, ca închidă. M-a luat să vedem în fața lor. Sper să ai ținea lor. Pardon. Stimați telespectatori, suntem informați că armata română este prezentă în jurul televiziunii cu o unitate de blindate, reafirmându-și astfel încă o dată hotărârea exprimată astăzi de a fi alături de poporul din care face parte. Prin sprijinul și atitudinea noastră disciplinată să arătăm că iubim și prețuim soldații, subofițerii și ofițerii care își respectă jurământul față de țară. Și acum câteva ecouri de peste hotare față de istoricul eveniment din România. Toate ecourile sunt extrem de favorabile, se manifestă solidaritatea poporului nostru. În momentul de față suntem amuzați că putem lua legătura direct cu care nostru reportaj care se află în piața Reșinului. Die angekündigte Übertragung kam aus technischen Gründen nicht zustande. Das Fernsehen schaltete ins Studio zurück. Fiți convinși că ostașii țării, ostașii care și-au făcut datoria, ostașii care fac parte din popor, își vor face în continuare datoria. Și acum vă rog să-mi permiteți să citim câteva ecouri de peste hotare care arată ce mare, ce amplu este acest ecou, este ecoul evenimentelor istorice de astăzi din țara noastră. Și să se termine cu planul de ucidere a satelor țării. Să respectăm țăranii! Unvermittelt schaltete die Regie wieder zum ZK um. Să reorganizăm învățământul și începând de astăzi să se dea la o parte marxism-leninismul, această dogmă. Statt Iliescu war jetzt Dumitru Masilu am Mikrofon, unter Ceausescu UNO diplomat, danach dissident. Să se elimine minciuna și impostura, să se stabilească criterii de competență, de responsabilitate și devotament pentru România. Unu, doi,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etwas später, als das Fernsehen erneut versuchte, Iliescu auf dem Balkon zu übertragen, gab es diese Störung. De aceea vă rugăm, acum avem o singură forță de ordine publică. Armata și organele de ordine publică ale Ministerului Interne subordonate armatei. Noi am intrat la 2 minute după ce a plecat elicopterul. Așa, și spune, de unde a plecat? Ce să plece? Am plecat de pe platforma de dreapta. Are chem. Deci cum te uiți la SNCC, o platformă? E o platformă, sus. Era un elicopter. Pe B. 1. Abandonarea rolului conducător al unui singur partid și statornicirea unui sistem democratic. Am înțeles, mai departe. 2. Organizarea de alegeri libere în cel mai scurt timp posibil, cel târziu mai anul viitor. Martie este data tiranului, nu se poate. Nu, aprilie, nu se poate. Mai, aprilie, și ce o să facem? Aprilie e ziua de Paște. Nu, eu spun atunci, ca să nu supărăm pe nimeni, în cel mai scurt timp posibil. E mai bine. Bun, mai departe. Acest 3. Alo, ieșiți afară dacă vreți să vorbiți. Nu ne mai. Noi trebuie să ne concentrăm aici, nu se poate așa. Ale frontului, deci structuri ale puterii în teritoriu, ale frontului Savoiei Naționale care preia întreaga administrație locală. Și apoi ca măsuri imediate la nivel central și la nivel local, necesitatea funcționării instituțiilor vitale, aprovizionarea cu energie, cu căldură, cu apă, funcționarea rețelei comerciale, alimentare, a transportului public și a tuturor unităților economice care se intre în activitate normală. 3. Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat. Ce a vrut Montesquieu? Haide să... Domnule Iescu. Da, iertați-mă. Salvare nu-i bine, e ține de lovitură de stat, democrației naționale. Așa a fost și nu domnul Ștor. Iertați-mă. Fostul democrației a fost cel vechi. Adică, noi am zis, doar și eu când am vorbit acolo, am zis frontul unității populare. Nu e bine, nu e bine. Democrație să fie un cuvânt explicit. Democrația a fost... Frontul salvării naționale mai funcționează de 6 luni de zile. Nu se mai poate frontul democrației că a fost. Adică ce ce adică reconstituim structurile. Acum nu avem timp să discutăm. Măcar o vorbă să spun. Organele, ăsta e organ de partid și de stat. Consiliul Frontului Salvării Naționale este organ de partid nu și de stat. Nu de partid și de stat, în niciun caz. Asta sună ca dracu. Nu mai spun. Este un structura noii puteri. Nu merge. A fost un Front de Salvare Națională care a lăsat un apel de semnal. Vă supuneți în regimă pentru primul stat de care și armată. Cei de la Timișoara i-au zis democrație socialistă. Păi ăsta e ce a fost, domnule. Noi să nu mai se repete asta cu... Nu, și fără socialism. Nu cred că mai ai alegere. Pentru că ai spus așa. A spus așa, asta zic și eu. E foarte important un lucru. Să proclamăm încă din astă seară că țara se numește România. Nu Republica Socialistă. România. Și schema schimbată. Iar să cerem fabricii de confecții să confecționeze în cel mult 5 zile noul steag al țării care să aibă tricolor românesc clasic fără murdăria. Noi acum
vrem să constituim un Consiliu al Frontului Salvării Naționale, o să dăm un comunicat către țară, o să apelăm ca să se creeze noile structuri ale puterii, inclusiv pe plan local, consilii județene, municipale, orășenești, care să asigure buna funcționare a administrației locale, cu tot ceea ce înseamnă. Așa că voi luați măsuri ca să funcționeze totul normal. În circa o oră o să putem să dăm comunicatul ăsta. Poate chiar mai repede. Luați legătura cu Petre, să fie bine. Pregătit. Da. Cu Petre. Da. 236. Dau cuvântul domnului Radu Abagiu, care se ocupă de aprovizionarea populației. Reflectoarele spre tribuna oficială, vă rugăm. Suntem informați că se trage contra poporului român. Nu se trage. Vă rugăm să ne comunicați ce se întâmplă! Vorbiți, 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 dar nu așa! Se trage? Atunci noi trebuie să stăm liniștiți fără violență. Toți grupuri să nu ne despărțim! Vă rugăm să stați liniștiți! Rămâne pe loc! Nu plecăm! 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 Domnule, să fie arestat imediat. Da? Domnule, mai departe. La arestul garnizoanei. Ai înțeles? La arestul garnizoanei cu bază severă. Nu intră nimeni. Armata, domnule! Cine, cu cine mai ești? Militară, nu? Tu nu ești față militară? Da, la acolo să fie. La arestul garnizoanei. La arestul garnizoanei și păzit cu străjnicie, comandantul garnizoanei răspunde personal de el. Da. Reține? Da? Da, fi. Da. Da. Da? Da? Numele e unul. Da, cine ești? Da. Eu sunt în sediu comitet de centrală. Trebuie coloane vertebrale de 55. Nu mai filmă. L-au prins? L-au adus trei tovarăși care sunt aici în spate. Vă rog, poftiți în față ca să poporul să-l vadă. Să mulțumim oamenilor care ne-au înțeles și au mulțumit că nu-i aparat ca de toată la televiziune, să știe toată țara că este aici, că nu sunt zvonuri și că este arestat. Este arestat. Ne-a mărturisit în momentul în care l-am scos din mașină că este Nicu Ceaușescu și că a avut 180 și că a luat 180 copii. Ne-a mărturisit. Și a ce? Am
Cum ai minte din nou, cum am mințit întotdeauna. Lăsați asta pe seama. Nu l-am protejat ca să vorbesc. Lăsați lucrul acesta pe seama. Legea va stabili. Vă rugăm, dragi cetățeni, dați dragi cetățeni. Noi, pe oameni mari. Dați, domnule, puțin mai tare, puțin mai mult. Care va fi judecat de către legile poporului nostru. Primul. Și după faptele vă rog, vom analiza, va veni momentul când vom analiza faptele care le-a făcut, cu ce e vinovat și cu ce este nevinovat. Dar vă rugăm foarte mult să nu cumva să încerce cineva în această perioadă să se dea la acte care sunt necontrolate. Nu, că oricum l-am salvat. Noi, până aici l-am adus întreg. Îl avem aici, lângă noi. A mărturisit că a plecat de la Sibiu. Puțin. Și a dat ordin comandantului securității din Sibiu să nu tragă. Minte! Vom se verifică. Asta e versiunea pe care o spune. Vom verifica-o. Pierde prea mult timp cu el. Nu mai discutăm atât despre el. Pierde prea mult timp cu el. A luat o state și copii. A mărturisit la toată lumea. În care trebuie să spune două cuvinte. Să le spune două cuvinte. Nu! Nu! Nu vorbesc că-ți vine la urmă. Uite, Tian. Nu mai vede. Nu mai vede pe să cum mai sfidează. Foarte bine. Foarte bine că l-a luat. Nu mai are cine să ne sfideze. Televiziunea, mulțumim frumos că ne-ați dat și nouă legătura. Atențiune, atențiune, vă vorbim din balconul Comitetului Central. Atențiune, atențiune, vă vorbim din balconul Comitetului Central. Nu mai trage nimeni, nu mai trage nimeni. Acolo sunt militarii noștri. Opriți focul. Opriți focul! Economisiți munițiile! Nu avem foarte multe! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Să-mi fii banii aștii sus, pentru că nu mai trageți, trageți la aștii fraților! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Opriți focul! Stați liniștiți, armata să pună farurile pe palat, să vedem steagurile lor!
Suntem în emisie, stimați oameni, cetățeni, televiziunea este atacată din toate direcțiile. Facem un nou apel la dumneavoastră să dați sprijin pentru salvarea acestei instituții vitale pentru mersul înainte al democrației în România. Se pare că elemente teroriste au pătruns chiar pe unele dintre culoarele acestei instituții. Veniți cu toții în sprijinul nostru. Apelăm la armată care ar putea să mai trimită eventuale ajutoare. O situație similară se înregistrează la telefoane. Și acolo este nevoie de sprijinul bucureștenilor, al cetățenilor, al românilor, al armatei române, a poporului întreg. Se pare chiar că de pe înălțimea palatului telefoanelor se trage asupra televiziunii. Iată deci două instituții realmente de importanță strategică, cum am mai pomenit înainte, care trebuie apărate cu orice preț. Eu cred că ar fi bine să rămânem în emisie și în priză directă și să eventual chiar să deschidem ușa studioului și să aflăm ce se întâmplă pe parcursul acestei... Se aud împușcături dincolo de geamurile acestui studio. Mi se spune să închidem ușa, stinge lumina... Sunt atâția sportivi în țara asta care s-au afirmat. Mai au ocazia odată să se afirme acum. Este unica șansă pentru a nu pierde ceea ce am câștigat astăzi cu sângele nostru. Mulți am fost pe tancuri. Mai jos de ce? Să atacă și acolo. Să dea studioul de trează. Asta mai să nu mai facă apel să vină bine din țară. Cine să mai vină din țară și de unde? Să nu mai iasă demonstranți. Auzi? De-aia nu trag de acolo cu taburile. Da, nu trag ăștia de afară. Se întâmplă ceva. Trag și aia și aia. Să fiți păziți și la televizor. Ce vreau, bă? Domnule, te așteaptă de la lume. Domnul a durat destul. Astăzi nu e timp de dormit. E timpul luptei și jertfei de democrație și libertate. Veniți, fraților! Veniți! În rânduri cât mai strânse, să apărați. Cu arma în mână, nu vă faceți probleme. Dați ordine, tovarășul capitan. Avem informații de la tovarășul capitan care apără televiziunea că s-a reglementat situația. Nu puiesc arme. Ne apărăm în continuare. Nu s-a reglementat nimic, cetățeni. Dați-vă din cadru, tovară. Așteptați-ne pe noi cu știrile adevărate. Nu vorbesc cu noastră. Armata apără cu arma în mână studioul de emisie. Deci nu faceți niciun fel de problemă. Dar veniți... Da, armata apără cu arma în mână studiourile de emisie. Ascultați comunicatele care se dau în mod oficial. Dar și dumneavoastră trebuie să apărați în continuare libertatea. Doară și Mocanu. Alo. Domnule Dumnezeu, cu toate stațiile radar în funcțiune peste tot? Și atunci cum dracu apare elicoptere, domnule, dintre din exterior? Ai doborât ceva până acum? De să nu fie altceva, domnule, da. Niște provocările unde... 8 bucăți? De unde au venit astea, domnule? Din interior? Extraordinar. Deci nimic n-a intrat din afară. Alo? Nimic. Totul din interior. E clară treaba. Auziți? Alertă totală peste tot, că ăștia au fost niște demenți. Dar nu-i nimeni niciun cadru de conducere acolo? Au avut în interior, noi n-am știut, de unde să știm că n-am știut, și acum au trecat la acțiune. Dar cine trage voi? Peste tot. Da. Păi băieți, fiți atenți. Da. Bine, bun. Alo? Păi băieți, fiți atenți cu nu este inspectoratul județean? La terestre, păi, să nu fie... Să n-apară între soldații noștri, și mă rog, cu mare atenție. Ofițer acolo? E numai cine să pricepe. Dă-mi un ofițer, te rog. Te rog, foarte mult. Domn. Ai elicoptere? Au omorât un elicopter. Ce-au omorât? Nu, au omorât 8 elicoptere. Ai elicoptere? 8. Numai la Timișoara, auzi. Nu la Timișoara, pe toată zona. Păi, dar cine a săltat elicopterele? Păi, dar din interior... Cine? Spune, domnule, dar cine a săltat elicopterele ca să se tragă în ele? De ce s-au ridicat elicopterul? Păi cu cine le-a fi avut? Unde a avut? Forțe speciale. Dar nu înțeleg cine a plecat elicopterul. Are teroriști, domnule. De unde au venit ăștia? Că n-au... Forțe speciale. Păi de unde?
Păi ori ale dânsului, ori ale mele trebuie să fie. Altele nu sunt. Ale dumneavoastră. Ale dumneavoastră. Ale dumneavoastră. Au fost și altele. Păi, foarte curioasă treaba. Sunt de la dumneavoastră cu alte ordine. Păi noi am decât 3 elicoptere. Te conduci întors. Nu se poate, domnule. Dar te rog să spune repede. Nu se poate. De cine e ocupată poșta? De unde Dumnezeu credește că raportează că... Dar vorbește, te rog, mai tare și mai coerent. De unde sunt, de unde sunt atunci? Poftim? Cum? Au apărut elicoptere de unde, eu cred că au avut un, nu știu, au avut subteran ceva, nu știe nimeni. O fi avut un regiment subteran pe undeva, ținut pe undeva, le-au scos și pe urmă au început să acționeze prin toată țara. Nebuni ăștia care zic, demenți. Mă lămuresc eu, stați că mi se pare că am reușit să defiștăm. Da. Da. Nu, permiteți-mi. Domnul ministru de interne. Ministru de interne. Salut. L-am adus, erau ascunși. I-am prins acum. Dar spuneți, sunteți auziți? Din partea Consiliului Frontului Salvării Naționale, vă comunicăm că acum 10 minute a fost arestat generalul Postelnicu și a fost arestat generalul Dincă în sediu Comitetului Central. Ei sunt sub paza generalului Gușă, șeful Marelui Stat Major. Alături de generalul Gușă și alături de mișcarea noastră este fostul șef al Departamentului Securității Statului, generalul Iulian Vlad, care dă ordin tuturor trupelor de securitate să se alăture armatei. Repet, Postelnicu și Dincă sunt arestați în sediu Comitetului Central. La ora asta, Postelnicu trebuie să dea informații complete în legătură cu punctele în care există diversiuni. Domnule procuror, eu de ce ai băgat oamenii acolo să tragă? Nu, eu nu mi-aparțin mie trupele de securitate. Dar cui? Generalului Vlad. Dar Vlad a dat dispoziții să înceteze. De ce nu încetează? Păi da, l-am văzut că s-a agitat acolo și tot dădea mereu. Eu nu știu de ce a dat, că ordin n-a fost să se tragă. Da, și Vlad a dat ordin să înceteze. Păi da, eu nu știu ce a făcut Vlad, ce n-a încetat. Dar eu vreau să vă spun că trupele nu îmi aparțin mie. Bun. Eu mie mi aparțin trupele de grăniceri. Auzi, domnule procuror, cu securitatea dumneavoastră știți cum se lucrează. Eu știu cum se lucrează, dar ca ministru... Nu am atribuțiune. Dar ați fost... Nu am atribuțiune. Ați fost șef al Departamentului de Securitate, da, și internă și externă. Nu, pe vremea aceea nu, eu o coordonam ministrul direct. Eu eram colaboratorul ministrului. Da. Luați-l, întrebați-l, da. Așa nu, eram regulament. Dar e decret, da. Eu cunosc organizarea. De cine a vrut să... E organizat. Până capăt masacrului. De asta... Când ați văzut că se trage, de ce n-ați dat ordin totuși? Ca ministru. Băi, băieți, încetați lupta. Poporul a câștigat. Domnule procuror, da. Am dat ordin să nu se tragă în... Pentru că noi n-am mai... Adică eu n-am avut trupe. Cei de la miliție, ei nu trag, ei sunt cei de stradă. Ei sunt cu circulația, cu ordinea, cu așa. Și ăstora, care ăștia se ocupă, de ăștia mă ocup eu, da. Cu toate că nu ți-ai adjunct, dar eu coordonez. Da. Eu i-am spus, nu se trage. I-a spus, dar nu miliția trage acolo. Nu, păi i-a spus, trupele nu mi-aparțin mie. De unde se trage? De unde se trage?
face, păi haide că trecem amândoi. Păi de unde se trage? De unde se trage? Numai de-a lungul, nu de-a latul. Hai, bagă mare, ia viteză. Hai, stărică. Asta-i tot. Ușor, ușor, ușor. Bă, ăsta-i ușor. Stai, stărică, așa că nu trage în noi. Hai, hai aici. Tancu! Da, de aici, mă, până untru, tancu și-l. Hai, că acum bubuie unul. Hai, bagă-te aici. Trage ușa, închide ușa. Ce e, Stărica, dar ți-e frică? Mă, mamă, o să dă chine, mă, tu fugi, crești ușor. Unde sunt tot felul de chestii? Stai, mă, liniștit, că n-avem noi. Uite, așa o ține, Stărica, de trei zile. Suntem din ăștia de război. Înțelegi? Nici nu ne pasă de gloanțe. Păi, dar eu n-am scris tot ce am văzut. Nici nu ne pasă de gloanțe. Să vezi ieri cum am ieșit din palat. Ce bubuiau aia, să vezi cum ne-am întors. Să vezi cum am venit eu dimineața, când era pe aia la întuneric, când era întuneric. Aia, dar tu te-ai văzut la televizor. M-ai văzut? Te-ai văzut, hai, hai, hai. Stai liniștit. Oprește-mă aici. De ce? Unde? Te duci acasă? Nu, mă, duc să-mi iau de acasă ceva să duc. Da. De unde se trage? Spuneți, de unde se trage? De ambele clădiri. E bloc asta de aici. Treceți, treceți pe partea aia. Hai, vedeți pe aici. Stați, domnule, jos, domnule! Nu mai trage, nu mai trage. Nu, nu? Nu mai trage, că nu mai avem... Că nu se trage, treceți. Cum fata arme, domnule? Cu copilul, domnule, cu copilul. Ce mă, să arde și mâine, da. Chiar colțul ăsta rotund? Exact, da, ăla ăsta rotund. Unde, la etajele superioare? Da, sus, adică de la 4 în sus. De la etaj 4 în sus. Da. Unde, acolo, deasupra? Nu, dar așa, mare, zic. Dumneata, ce ai observat acolo? De la care ferestre? De undeva? Spune-mi și mie unde tragi. Băiete, spune-mi și mie unde tragi. Uitați aici, jos. Jos la pe colț ăsta rotund, da? Hai mai vei, băi, se trage rău. Nu trage razant, omule, că e armata. De acolo a fost. Ceaușescu ließ die Hochhäuser am Siegesplatz bauen, die nicht mehr fertig wurden. Unbewohnt, die Fassaden frisch gestrichen, umstehen sie den Platz wie Kulissen. Darin soll der Feind versteckt sein. Er soll geschossen haben, bevor die Kamera am Schauplatz war. Vielleicht gibt es Teile der Securitate, die dem Diktator treu geblieben sind. Später sprach man von Kampfgruppen des militärischen Geheimdienstes, die in Scheingefechten einen bewaffneten Gegner vortäuschen mussten, um der Armee zu einem Sieg auf der Seite der Revolution zu verhelfen. Das Glauben an die Gegenwart des Feindes ist Gewohnheit, erinnerte Angst. 40 Jahre wurde Angst zur Machterhaltung eingesetzt, ein Waffensystem. Zu einem Waffensystem entwickelt, war sie das osteuropäische Gegenstück zum Hightech-Arsenal des Westens. Psychologischer Ersatz für materiellen Vorsprung. Die interne Abschreckungstaktik entsprach der internationalen Abschreckungsstrategie. Die Zeit fror ein. Die Grundbewegung war der Leerlauf. Das Grundgefühl, die Trägheit des Schreckens. Seit einem Tag wird geschossen und die Menschen verhalten sich, als wäre schon lange Krieg. Spune-mi mie unde tragi. Băiete, spune-mi mie unde tragi. Uitați aici, jos. Jos la pe colț ăsta rotund, da? Hai mai vei, băi, se trage, domnule.
Nu trage razant, omule, că e armata. În prezent, da, sau până acum, am zis, am răspuns de asigurarea contrainformativă a obiectivului agentului. Cum e, arde chestia asta, după aia o să dăm. Da, da, mai încolo. Rămâneți. Ofițerii care lucrează informativ nu au în dotare arme așa cum... Da, da, da. Cum... Să recunoască crimele în fața poporului, să nu o ia pe ocolite. Puțin o parte, dacă repede. Nu e vorba... Nu. Nu e vorba de nicio crimă, iar dacă... Iar dacă cineva mă poate acuza de crimă, să dea telefon aici la... Agerpres și să mă învinovățească de ce crede... De ce n-a predat armele? De ce a avut... Azi de dimineață am auzit la radio comunicatul tovarășului ministru general colonel Iunian Vlad și m-am prezentat la... Mă prezentam, eram în drum să mă prezint la unitate pentru a mă preda și a aștepta noi ordine. Ce a căutat în armată aici, în curtea televiziunii? Păi n-am venit în armă. Și ca orice cetățean al României, ți-ai luat arma din dotarea personală și ai plecat către noi. Către unitate. Nu? Unde către unitate? Era la sala palatului. Nu. Unitatea mea, o coloană este pe... vis-a-vis de unde este... Eforie. Pe Eforie. De ce n-ai venit de vineri seara cu noi, domnule? De ce n-ai venit cu noi de vineri seara? De ce mă n-ai venit? Să nu mor colegii de servici? Azi. Păi eu dacă... Aș vrea să se verifice pistolul care mi-a fost dat în dotare pentru a se constata dacă s-a tras cu el. În viața mea n-am tras niciodată nici asupra unei persoane. Pentru că așa s-a dat în dotare. Să fie judecat conform legilor. Fie judecat, va fi judecat. Sunt foarte divi, foarte pistoale. De când? Ați văzut o mostră, ați văzut o mostră din cei care ne atacă. Da. Almost 24 hours, but despite their superior firepower, the troops aren't able to winkle out the snipers who are still loyal to Ceaușescu. I'll do it again in a second when I get a chance before. Okay. This battle has now been going on for almost 24 hours. But despite all their firepower, the troops are not able to winkle out those men still loyal to Ceaușescu. This battle has now been going on for almost 24 hours, but despite all their firepower, these troops are not able to winkle out those snipers still loyal to Ceaușescu. În fine,
care s-a făcut liniște și teroriștii care au rămas au fost aruncați în pădurile din depărtare și după câte se pare nu mai au muniție, li s-a terminat muniția. Deci vor fi prinși. Sunt libanezi și sunt sirieni care au fost parașutați. Mașina va face un tur. Descoperiți-vă! 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 Descoperiți-vă și denunțați! E fals că e nou. E nou nouțe, e fals. Nu e. Lasă-l să-l vedem. Stai să-l vedem. E nou, e fals. Nu e fals. E nou. Nu e bun. Controlați. Eu sunt nevinovat, domnule. Nu e bun. 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 Nu sunt. Bă, țineți-l bine, băi! Ia uite ce e ce are! Ordine în alb! Formidabil, bă! Da. Eu,
Evo ga, drugi. Mamo će prijatelj mi što je, da ga nije ispuna. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ajde. Pe cuvânt că dați degeaba, știu. Așa zic toți, am mai prins? Uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo. Let's speak English, please. Uite acolo. Let's speak English. English, let's speak. What he say? He say, it is not terrorist. Okay, and? And he's terrorist. Fiora se curate, ce? Nu se poate, nu ne vine să credem că acest Sfânt Crăciun suntem cu toții atât de strâns legați cum n-am fost niciodată în viața noastră. Este o minune. Noi nu ne dăm seama, am dorit toți să venim aici să vă spunem, iubiții noștri, concetățeni, iubiților noștri, prieteni, ai noștri spectatori care ne-ați... Numai un pic că sunt emoționat. Să vă mulțumim vouă, celor de la televiziune, ostașelor, mamelor, copiilor la care ne gândim, care sunt și copiii noștri. Să vă spunem că în clipa aceasta sufletul nostru, tot sufletul nostru, tot trupul nostru, tot ce avem noi mai sfânt și mai bun, e al dumneavoastră, al acestei minunate țări, spre care până la urmă Dumnezeu s-a plecat și suntem cu toții înfrățiți în ceva care nu se mai poate spune. Vă rog să mă iertați, sunt atât de copleșit de emoții, de bucurie, că vă simt aici, că suntem cu toții aici împreună, încât nu pot să... Eu care atât de ușor aș fi vrut să vă spun o mie de lucruri, dar știu că timpul, vine timpul când fiecare o să putem să spunem, să ne desfășurăm, să ne punem sufletul pe palmă în fața dumneavoastră. Eu am luat de acasă ceva simbolic. Ceva simbolic am luat. O inimioară roșie. An diesem Tag sind die Kameras in einem Raum im Wochenschaustudio versammelt. Sie sind auf den Fernseher gerichtet, in Erwartung einer wichtigen Mitteilung. Aus gleichem Grund haben sich die Straßen geleert. Alle schauen zu und hoffen auf Bilder aus einer einzigen Kamera, die noch Zugang hat zu dem, was geschieht. Kamera und Geschehen. Seit seiner Erfindung schien es eine Grundbestimmung des Films zu sein, Geschichte sichtbar zu machen. Er konnte die Vergangenheit abbilden und die Gegenwart in Szene setzen. Wir sahen Napoleon zu Pferde und Lenin im Zug. Der Film war möglich, weil es Geschichte gab. Unmerklich, wie beim Fortschreiten auf der Möbiusschleife, wurde die Seite gewechselt. Wir schauen zu und müssen denken, wenn der Film möglich ist, ist auch die Geschichte möglich. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid. Peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. 4. Subminarea economiei naționale.
5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Pentru aceste crime grave, săvârșite împotriva poporului român și a României, inculpații Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată. Vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astăzi seară. Vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astăzi seară. Dragi telespectatori, așa cum am anunțat, Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost reținuți de grupe de cetățeni și armată în timp ce încercau să fugă din țară. Li s-a efectuat examinarea medicală potrivit legii, în urma căreia concluzia comisiei medicale a fost că sunt sănătoși. S-a constituit un tribunal militar extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid. Peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în oraș, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. Arată bine, domnule. Foarte bine. Bun, reale și la marite. 5. Nu trebuie traj nostru. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Li s-a acordat dreptul la apărare. Constatându-se existența faptelor incriminate, inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost condamnați la moarte și confiscarea averii.
Sentința a rămas definitivă și a fost executată prin împușcare. Cu aceasta, dragi telespectatori, am încheiat programul televiziunii noastre libere. Vom reveni dimineață la ora 11. Ce vreau să mai vă spun, să spunem fraților, conducătorul, criminalul care l-am văzut astăzi la televizor a fost omorât, ne-a mințit în așa fel să ne urâm pe noi, că unul lua 300 de lei mai mult, unul mai puțin, să ne urâm între noi ca să nu poată să iasă el întotdeauna la suprafață, între care copiii lui aveau milioane pe cec, între care fisa 97.000 de dolari, care nu, el spunea, dolarii sunt viața noastră, să nu-i cheltuim aiurea și el dădea, împărțea cu Bobu, cu toți conducătorii dolari ăștia și noi nu puteam să ne distrăm niciodată. Tineretul n-avea o casă de cultură, la ora 6 se stingea toate luminile. Nu puteam niciodată să ne distrăm. Am crescut într-o ură cu germanii, cu ungurii. El spunea că minorități, dar ungurii erau prietenii noștri, că cu ei am trăit, cu germanii, putem să ne ajutăm, toți ne ajută acum. Din cauza asta copiii noștri poate au murit, între care mulți suntem, ne-au murit frați, cumnați. Nu pot să mă abțin emoție mare, m-am murit din cauza asta și vă rog să ne ajutăm în continuare, că așa e viața asta a românului, le-am ajutat mereu și eu vă urez sărbători fericite, trăiască România liberă! Trăiască.